Bun. Bine ați venit la toată lumea. Pentru mine, deci cursul ăsta a fost un pretext ca să vă scriu tot. Și un pretext ca să filmez, știi? Eu am o întreagă așa dorință de a filma. Și întotdeauna încerc să fac lucrurile cu mai multe, știți, bătăi, special ca să nu faci curs, filmezi, faci aia, să le adun cumva ca să nu pierzi. Am vrut să leg special de Shambhala și special de Carola dintr-o anumită perspectivă, dar am vrut să vă strâng pe voi din altă perspectivă. Și anume, mi-a trebuit vreo 20 de ani, nu mai mult, nici mai mult, nici mai puțin, ca să încerc să înțeleg ce înseamnă și 144.000 de aleși. Și ca să încep cu o poveste, eram la Părintele Argatu, intrasem deja în focuri. Mulți dintre voi ați trecut în perioada aia în care nu știi cum te cheamă, nu știi pe ce lume e, îți se pare toată, deci starea ta interioară nu este deloc în conformitate cu exteriorul, îi vezi pe ăștia liniștiți și tu ești varză și toate alea, da? Și mulți dintre voi ați trecut în faza asta, știi? Și la un moment dat devine că aveam treabă cu rău, cu demonul. Și nu știu de ce, de undeva din mine, la un moment dat, i-am zis, n-ai ce să-mi faci. Sunt om din neamul oamenilor. La care am simțit, cum trece așa un fior prin rău, și să scurge în pământ, țipând, de unde știi asta? De unde știi asta? Și am plecat. Evident că nu înțelegeam ce înseamnă. Și n-am înțeles o foarte bună perioadă de timp, chiar dacă am folosit-o tot timpul în relația cu rău, n-ai ce să-mi faci. Deci era ca o, cum să spun eu, ca o frână. Ca o... Ei, în momentul în care ziceam așa ceva, murea. De ciudă, de oftică, de toate alea. Evident că am început să studiez. La mine studiu depinde foarte mult de ce anume studiezi. E clar că nu poți să-ți arăci un timp pentru Biblie. E scrisă în mii de ani și atunci e greu să crezi că poți să o prinzi pe toată. Și atunci e pe particel. Dar evident mi-a rămas în minte chestia asta. De ce 144.000 de aleși? Și de ce, vezi, Doamne, la sfârșitul lumii o să fie doar 144.000 de aleși și nu toți? Mi se părea nedrept, mi se părea aiurea, mi se părea ciudat. Și nu puteam să fiu de acord. Și drept urmare, o să o luăm un pic de la începutul. V-am povestit că în prima oară când am citit în Lămâiță, se cheamă cartea care se ocupă de dogmatică ortodoxă. De la... Așa era, era galbenă și de asta e să spunea Lămâița, limbajul studenților la teologie. Și am citit că a făcut Dumnezeu îngerii și îngerii s-au răsculat și aruncat din cer. Am aruncat-o pe geam. Că nu mi se părea corect. Mă rog, și a trebuit să studiez. Eu am început de la sfârșit. Mai întâi am descoperit că există demoni. După aia am descoperit că există îngeri. Și de-abia după aia am înțeles care este diferența dintre ei. De-abia după aia, deci de la sfârșit, am ajuns la începutul. Dar vă o să vă spun în sensul corect. Și o să înțelegeți mai încolo de ce. Deci, știți? Toată lumea spune, toată lumea, mă rog, așa suntem învățați, că Dumnezeu este înțelept, a toate știutor, că Dumnezeu este într-un anume fel. Și mi-am dat seama că suntem învățați o mare prostie. Că Dumnezeu nu este așa cum suntem noi învățați. Și am înțeles că, știți care este cel mai important lucru pentru Dumnezeu? Școală.
școala a existat și pe vreme de război, și după cutremure, și după inundații, și în orice moment al acestei civilizații. Întotdeauna a existat școală. Dom'le, au căzut imperii. Au căzut orânduiri. Au căzut societăți. Dar școala a rămas. Bisericile s-au schimbat, corect? Credințele s-au schimbat. Sistemul de învățat, școala, a rămas. Știți ce spune mie asta despre Dumnezeu? Că pentru El este importantă școala. Învățătura. Și ce înseamnă asta? Că El învață. Și că Dumnezeu nu s-a născut a toate știutori. Și că Dumnezeu ăla, primordial, poate că la început nici măcar n-a fost conștient de El însuși. Și se spune că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Băi, omul când se naște, știe ceva? Nu. Este instinctual. Este instinctiv. Are instinct. N-are rațiune. Corect? Deci se poate întâmpla ca adic. Eu vă deschid niște uși, vă spun ca amintate. Se poate întâmpla că la începutul lui Dumnezeu să fi fost doar instinctiv și la început era întuneric. Nu? Și la început era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci cuvântul nu era manifestat. Asta înseamnă că nu exista rațiune. Asta înseamnă că nu exista gând. Era Dumnezeu, era gândul ca potență, era gândul ca potențial, dar nu era manifest. Ce înseamnă gând potențial nemanifest? Instinct. Deci la început au fost ce? Instinctele. Ce are primul lucru omul când se naște? Instinct. Ce capătă mai apoi? Sentimente. Pe o scală superioară sunt sentimente. Și s-a mișcat ceva. Cum? De ce? Și aici apare Eminescu. Iată un punct. Se mișcă. Iată. Corect. Apare mișcarea. Apare mișcarea într-un an de negânduri. În condițiile în care lumina era sau nu era? Nu era. Pentru că nu era despărțită lumina de întuneric. N-am zis eu, zice Sfântul Apostol. Da. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Deși era Domnul. Întunericul primordial. Deci în întunericul primordial, lumina coexista cu întuneric. Ființa exista, dar era nemanifestă. După care, această mișcare, a zburat algele din mare care atunci când faci valul încep să lumineze? Este un spectacol superb. Sunt niște alge care, în momentul în care tulbure apa, ele, din cauza mișcării, încep să lumineze. Prima mișcare a determinat apariția luminii. Și imaginați-vă un copil care dă cu degetul așa și începe să vadă lumină. Ce face? Începe să facă din nou. Și ea. Și ea. Și la un moment dat, lumina asta o închide. Și ce apare? Primul cerc. Bun, apare primul cerc. Acum înțelegeți de ce câteodată îngerii apar la sfere. Ce se întâmplă cu un cerc când îl rotești? Ați înțeles? Și mai faci un cerc, și mai faci un cerc, și mai faci un cerc, și mai faci un cerc. Și le intersectezi. Ce iese? La intersecția sferelor, la intersecția cerurilor, știți ce apare? Un triunghi. La trei cercuri apare un triunghi. La patru cercuri ce apare? Un pătrat. Și apar figure. Știți ce este omul? Știți cum este un om frumos? Un om frumos este, ca și chip, este o intersecție de figuri geometrice regulate. Cu cât figurile astea sunt mai regulate, vă arăt, omul este mai frumos. Și au luat chipurile, ăștia pe care îi vedeți voi la televizor. Și
au despărțit în figuri geometrice pe care am văzut. Simetrie. Deci, vreau să vă spun că mai întâi a fost cubul Metatron și după aia a fost Metatron. Cubul Metatron precede Îngerul Metatron. Deci mai întâi a existat sfera, după aia triunghiul, după aia pătratul, după aia au început să apară. Exact cum învățăm noi unde? La geometrie nu începem așa? Nu începem cu geometria plană și mergem la geometria în spațiu? Știți că Îngerii, în realitate, sunt intersecții de figuri geometrice perfect? Omul este imperfect pentru că orice program negativ băgat la intersecția unor figuri geometrice perfecte, creează ce? Imperfecție. Noi suntem imperfecti. Din cauza asta. Avem programe care sunt negative. De ce vă spun treaba asta? Mă rog, asta este o idee despre cum au fost creați îngerii. Deci îngerii nu au fost creați cum credeți voi, cu aripioare. Și de asta, în fotografii, vă apar îngerii ca și sfere. Pentru că apar în plan. Nu apar în spațiu. Și în plan, orice înger este o sferă. Bun. A creat Dumnezeu îngerii. Îngerii ăștia s-au dezvoltat. Da? Pe măsură ce Dumnezeu a învățat, și eu cred sincer că Dumnezeu a învățat, chiar dacă era înțelept ca potențial, și oamenii sunt înțeles ca potențial, dar asta nu înseamnă că ajung undeva de multe ori. Pe măsură ce a învățat, evident că a învățat ce? Îngeri. Îngerii erau creații. Îngerii sunt o creație a lui Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Îngerii sunt o fel de roboții. Dar au un lucru în plus față de ce? Al liber arbitru. Al liber arbitru. Au voință. Deci au potențiale divine și au calități divine. Voință, memorie, înțelepciune, curaj și printre toate liberul arbitru. Nu știu ce, cum s-au dezvoltat lucrurile în cer. Pentru că asta este ascunsă. Poate să dată la un... să ne dăm voie. Să ne dea voie, Doamne, Doamne. Deși știu. Dar încă nu am voie să discut despre asta. Dacă o iei pe ce este sus și e și jos, poți să înțelegi foarte multe. Bun. Și ajunge. Deci ajunge să fie creat sânge. Și ajunge să fie creat cel mai frumos sânge. Care este Lucifer. Paradoxal este că, deși a fost creat Lucifer, deși nu există război, Dumnezeu creează Îngerul Războiului. Mihai. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu a prevăzut căderea Luciferii. Asta înseamnă că Dumnezeu s-a înarmat înainte să existe căderea. Bun, dar dacă era Dumnezeu, de ce a acceptat căderea? Foarte simplu. Pentru că iubirea nu se poate manifesta decât în condițiile în care ai de alții. Urmează căderea luciferică, când zice el mai sus deasupra celui prea înalt o să-mi pun tronul. Dar nu asta e cea mai importantă căderea. Asta era partea a doua. Partea întâi nu pot să vă spun. Și cade. Este învins de Lucifer. E ăsta de Mihai. O să-mi spuneți, bine, bine, și cum luptau. Deci pe vremea să știți că nu se lupta. Lupte erau un fel de greco-romane stilul smurs. Nu aveau să vină la nimic. Pentru că nu existau, să știți că așa cum a apărut în viața omenirii și este o epocă de piatră și o epocă a fierului și așa, a existat și în cer un moment în care a început să bătau cu cafemeile. Scuzați-mi, nu, n-a fost intenția mea asta. În sensul că nu știu să se bată, nu? Adică s-au zgâriat sau până când unul dintre ei s-a gândit să strângă pumnul. Ați înțeles? Deci există o evoluție inclusiv în planul artelor marțiale. Și o dezvoltare a artelor marțiale. Și prima ori, eu la un moment dat am întrebat pe duhovnicul meu. Zic, părinte, dar cum se bat îngerii? Arhanghelii se bat în săbi. Asta înțeleg. Dar îngerii? Zice, nu știu, mă duc să întreb. Săptămâna următoare,
Vine și îmi spune, Dragoș, am o întrebare. Îngerii se bat cu pumnii. Deși e logic, nu? Păi pe scara mai jos, dacă n-ai sabie, cu ce te bați? M-ați înțeles? Cu pumnii și cu picioare. Bun, deci există o evoluție inclusiv în plan, în planul artelor marțiale. Bun. Cade, trimis Lucifer, se desparte în vina de întuneric, Lucifer e trimis în întuneric. Îngerii rămân în lumină. Bun. Poate Dumnezeu să stă liniștit? Și aici apare teoria mântuirii universale pentru care Origene a fost... Cum se cheamă? Apocatastază. Nu, așa. A fost... Nu e caterisică, nu era preot. Anatemizat. L-a anatemizat. Și teoria asta, mântuirii universale, spune că sfârșitul Universului va fi momentul în care ultimul demon se va întoarce la cer. Bun. Eu, fără să știu de această teorie, am zis că eu am aruncat lămâința pe geam și n-am ca să citesc toate astea. Spune că, m-am zis, ultimul demon trebuie să întoarcă la Dumnezeu. Ideea este, există un loc în care, care este în afară lui Dumnezeu? Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu e aproape cuprinzător. Există un lucru pe care nu-l știe Dumnezeu? Nu. Pentru că este toate știutor. Asta dacă admitem acel Dumnezeu, care este a toate, cunoscător, a toate știutor, a tot puternic și toate alea. Nu? Dumnezeu ortodox. Da? Bun. Dacă nu există și în Psalm este spus de mă voi duce și în iad, mâna ta mă va găsi. Deci, Dumnezeu este pretutine. Bun. Dacă iadul există, atunci iadul ăsta unde e? În Dumnezeu. Bun. Dacă iadul ăsta este în Dumnezeu, cam făcând o analogie, eu sunt sănătos. Un iad în mine, ce se poate asemăna? Cu un cancer. Un cancer? Nu. Orice boală. Un cancer. Niște demoni sunt niște entități care nu se mai supun centralului. Da? Deci, cancerul sunt niște celule care nu se mai supun restului. Bun. Să zicem că, la un moment dat, toate celulele cancerigene sunt trimise într-un singur loc. Și ăla iad. Deci, și demonii vor fi trimiși în întunericul cel adânc al iadului. Adică, îi punem pe toți la un loc. Ce va fi aia? O tumoră foarte bine delimitată. Corect. Bun. Și dacă o tumoră este foarte bine delimitată, eu o să stau liniștit. Nu? Stau liniștit? Nu. Până când nu stau liniștit? Până când nu mai există nicio tumoră. Și atunci, credeți că Dumnezeu sau voi, admițând că ajungeți la stadiul de Dumnezeu, deci a toate știutori, a toate știutori presupune că am acces la toată informația. Eu să stau liniștit în cer știind că dincolo de gard e baba vrăjitoare care face farmece și se gândește la mine cum poate să-mi o tragă? Da? Nu. Deci este până la urmă valabilă teoria mântuirii universale? Știți de ce a ascuns Biserica teoria mântuirii universale? De frică. Pentru că s-a gândit, ca și cu reîncarnarea, că dacă omul află că oricum se mântuie, zice, aia, păi dacă tot mă mântuie, ce se are să mă agit acum? Numai că Biserica a înțeles un lucru, că nu se poate să faci oameni să evolueze de frică. Voi sunteți aici vreunul de frică? V-a adus cineva de frică? Ați venit pentru că v-ați gândit că poate aflați ceva nou. Ați venit că poate că poate. Dar niciun caz de frică. Asta este problema. Omul nu poate să ducă Dumnezeu de frică, pentru că frica te îndepărtează de iubire. Și aici spune Sfântul Antonie cel Mare foarte frumos. Totul pleacă tot de la unul dintre Sfinții Părinți, care spune începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Dar nu s-a referit că ți-e frică de Dumnezeu, ci faptul că știi că există Dumnezeu. Adică faptul că ai înțeles că există Dumnezeu. Nu că ți-e propriu zis frică, ci că te gândești, bă, nu fac asta, că oare ce zice Dumnezeu? Dar nu că mi-e frică. Frica nu are cum și nu are ce să aibă într-o relație de iubire.
Bun, sunt Antonie cel Mare. Care înțelege? El băiat deștept. El, fără să fie preot, fără har. Știți că la un moment dat mă întreabă un preot. Ardeșanu, cu ce trebuie să te moliftele că nu ești preot? Și zic, pe Antonie cel Mare nu făcea exorcizări și nu era preot. Dar era sfânt. Bun, mă las. Înainte să moară era tot om ca și mine. Nu cred că sublima energia, cred că tot în spatele chiliei făcea. Nu cred că se făcea 100 de metri. Nu cred că avea apă curent, dar... Ați înțeles? Cât ești pe pământ? N-am zis să pună pe Facebook cu copiii mei, că eu nu mai fac, eu deja sublimez tot. Lăsați prostiile. Și Mântuitorul aici a trecut prin aceleași etape ca și noi și Maica prin aceleași etape ca și voi, Doamnelor, că altfel nu putea să vă înțeleagă. Dacă n-ar avea un ciclu pe lună. Doar atunci poți să înțelegi, mă. Când treci, când încerci cutie. Bun. Mai departe. Deci, este valabilă teoria Mântuirii Universale. Antonie cel Mare, pentru că era deștept, a zis, la un moment dat, mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Păi, a oripilat toată biserica. Și el spune, pentru că eu îl iubesc pe Dumnezeu și iubirea izgonește afară frica. Nu poate să existe frică într-o relație de iubire. Poate să existe respect, dar nu frică. O relație de iubire nu se bazează pe frică, ci pe respect. Nu frică. Ok? Bun. S-au dus ăștia în iad. Bun. Și ne facem cu ăștia din iad. Deci, ca și cum, imaginați-vă că ei, toți poții, toți, deci toată lumea asta nasoală, da? O ducem într-un cartier, nu dau nume, că s-ar putea să locuiți prin el. Îl închizi cu garduri de 5 metri, cu sârmă înghimpată, pui foișoare, mitraliere, luminatoare și îi bagi acolo. O să stați liniștiți în camerele voastre? Ce facem cu ei? M-a povestit faza cu profesorul meu. Noi acum facem exerciții de gândire. Eu îmi verific prin voi gândirea mea. Aveam un profesor de limba latină. Foarte deștept. Îmi place să povestesc de treaba asta. Și într-o zi, nu știu ce povestesc, mă bătusem și mă ridic în picioare. Argeșan. Da, domn profesor. Ești general roman. Am înțeles, domn profesor. Zice, ai cucerit Dacia. Da, domn profesor. Ce faci? Nu știu, domn profesor. Păi trebuie să stabilești legătura cu Rom. Da, domn profesor. Păi și ce faci? Nu știu, domn profesor. Mai Argeșan. E distanță lungă până la Rom. Da, domn profesor. Păi trebuie să faci poște, mă, băiatul. Da, domn profesor. Bun. Dar crezi că există un cal de la Sarmizegetuza până la Roma? Nu, domn profesor. Și atunci, ce faci, Argeșan? Nu știu, domn profesor. Faci poște și locul unde să schimbe caii, Argeșan. Da, domn profesor. Așa, da. Dar ăștia nu pot să cuc claie pe drumul și sunt râuri de trecut. Și ce faci așa? Nu știu, domn profesor. Faci poduri, mă, băiatule. Da, domn profesor. Bun. Da. O să trebuiască să vină căruțe, că cară aurul din Dacia, nu? Da, domn profesor. Păi și căruțele aia pot să meargă pe potecă? Nu, domn profesor. Păi și nu faci drumuri, mă, băiatule. Ba, da, domn profesor. Deci, Argeșanu, faci poște, faci drumuri, faci poduri. Da, domn profesor. Stai jos, Argeșanu, ai fi un general tare prost. Dar, eu am învățat o chestie. Că există, prin deducție logică, pașii pe care trebuie să-i faci ca să... Și atunci m-am gândit, bă, te pui în locul lui Dumnezeu. Ia-i pe aia, dincolo de gard, care-ți vor capul. Ce te faci cu ei? I-ai învins. Dar ce faci cu ei? Și atunci se face Universul. Se construiește Universul. Se construiesc planetele. Se fac sisteme solare care cuprind în ele entități, ierarhii, îngeri, arhistrategi planetari, arhistrategi solari, arhistrategi galactici. Și o planetă, planeta Pământ, este, de fapt, un demon închis. Prin liniile Hartmann, știți cum e
șumplița aia legată cu sfoară? Ei, așa e planeta Pământ și așa e Bahomet, îl cheamă. 666, Bahomet este de fapt un demon mic din ierarhia lui Lu. Bun. Faci ierarhiile cerești, da? Și zice Dumnezeu, facem om după chipul și asemănarea noastră, da? Și ia țărână, deci ce? Întuneric, deci ce? Demon. Și suflet Duh Sfânt, adică ce-i dă? Înger. Și face om. Care om? După chipul și asemănarea noastră. Așa a fost creat. Asta ce înseamnă? Formă și potențial ce? Divin. Avem formă și potențial divin? Avea calități divine. Avea drepturi divine. Avea manifestări divine. Trăia în cele două dimensiuni. Pentru că Dumnezeu este și în dimensiunea materială. O fi sau nu? Este. Și Dumnezeu este și în dimensiunea spirituală. Și atunci primul om trăia și în dimensiunea astrală și în dimensiunea spirituală. Și aici apar, și asta nu o spun de la mine, și pare am o foarte mare plăcere să spun duhovnicul meu, Părintele Dosoftei, care îmi spune. Știi, Dragoș, pe alte planete omul a ales binele. Ce înțeleg din informația asta? Unu, că există și alte planete locuite. Doi, că sunt alți oameni care au ales altfel decât pe planeta Pământ. Deci nu au făcut ca Adam și Eva. Au ales să asculte. Ce înseamnă că au ales să asculte? Înseamnă că au ales să trăiască și să nască ca Dumnezei oameni. Pentru că Adam și Eva inițial au fost Dumnezei oameni. După blestem, Eva a început să nască prin durere. Corect? Dar înainte, v-a zis cineva cum năștea? De la Duhul Sfânt. Ca Maica. Aha! Aha! Vreau să explică de ce au fost mai mulți și nu era nevoie să fie mai mulți, că toată lumea zice că mai erau și alții și... Nu. Pentru că erau androgini. Inițial. Bun. Noi am ales rău. Planeta Pământ. Nu noi. Planeta Pământ. Da? Și acum revenim. Revenim la planetele unde oamenii au ales bine. Și oamenii au ales să evolueze de la Duhul Sfânt. Imaginați-vă că ei aveau capacități și calități cristice. Se nășteau ca și Hristos. Asta o să placă mult biserici. Eu nu vă spun să mă credeți. Știți ce fac eu acum? Vă arunc pisica. Știți cum e cu aruncatul pisicii în curtea vecinului? Așa fac eu. N-aveți decât să gândiți voi și să mă combateți. Mie mi-ar face plăcere. Pentru că orice când mă combateți, eu trebuie să găsesc contraargumente. Deci, automat, nu găsesc fie argumente, fie îmi schimb ideile. Bun. Imaginați-vă planete pe care oamenii s-au născut ca și Mântuitorul din mame, fecioare, de la Duhul Sfânt, fără să fie prin durere. Deci erau Dumnezei cu potențial cristic. Adică, levitau, se teleportau, aveau capacități telekinetice, aveau toate capacitățile pe care le vedeți, mă rog, divine. Potențial divin, dar în manifestare. Bun. Și ce se întâmplă? Ăștia cresc. Cresc. Da? Problema lor este, v-am zis, ăștia erau androgini. Deci aveau feminitatea și divinitatea la un loc. De asta este o familie mai puternică, pentru că întrunește sfera inițială. Chiar dacă este imperfectă. De ce e imperfectă? Pentru că nu o să existe foarte rar să îngăduie să fie perfect simetric de jumătățile în aceeași sferă. Special pentru că nu mai înveți nimic, te spun eu. Când întâlnești o persoană care e jumătatea ta, nu mai înțelegi nimic. Ești atât de plin de iubire și persoana respectivă, încât nu mai există cunoaștere. Și de asta nici măcar nu e îngăduită. Persoanele care fac parte din aceeași sferă, ca să zic așa, sunt despărțite inclusiv de Dumnezeu, special ca să înveți. Că nu mai înveți nimic. Deci șansa să vă întâlniți, Doamnelor, jumătatea în viața asta există, dar să stați cu ea, vă spun eu clar nu. Știți când o să fie valabil asta?
după studiile mele, în ce mie de ani pace. Atunci, până atunci, numai relații perfecte, adică mai puțin perfecte o să avem. De ce? Tocmai ca să învățăm o relație cu ceilalți. Bun, acești oameni, pe o planetă, au apărut aceste entități. Sunt pe multe planete. Da? Și ăștia au evoluat, au evoluat, au evoluat, au evoluat. Și au ajuns la celebra cifră de 144.000. Și au ajuns la această cifră de 144.000. Imaginați-vă că toată puterea planetei Pământ este concentrată la 144.000 de oameni. Credeți că va fi puternică? Fie o persoană de genul ăsta? Deci va avea puterea celorlalte sute de milioane de oameni. Deci va fi foarte puternică. Corect? Ca entitate. Bun. Și ăștia au făcut o prostie. Păi, sincer. Într-o regresie am aflat că și-au distrus planeta. Dar cum au făcut-o, sincer, nu știu. Dar și-au distrus planeta. Și-au reușit să plece. Și-au plecat cu trei nave. Și chestia cu trei nave e adevărat. Există trei nave, una dintre ele la noi, una mi se pare că e prin Egipt și una e prin state. Până la urmă nici nu are importanță. Pentru că există doar trei conducători de nave. Trei piloți. Dar nici măcar nu are importanță. Nu mai are importanță. Planeta aia nu mai există. Și ne mai există în planeta aia. Nu mai are importanță nici n-avea. Că să te duci unde. A, poate să vizitezi Universul. Da. Altceva? Ce să văd. Ei. Ei au fost pedepsiți. Să știți că pedepsele, voi vă plângeți că îmi vin la mine. Mă chinui de un an. Și n-am mai rezolvat cu karma asta. Că mi-e mai cu jale. Când aud asta, îmi vine să mor, să mor pe perete așa. Omul pe angel. Băi, și 144.000. Au sute de vieți pe planeta asta. De la Lemuria, Atlantida până acum. Și sunt pedepsiți să stea până la judecata finală a Pământului. Dacă n-ajungi Sfinți, când ajungi Sfânt, poți să pleci. Că ești eliberat. Da? Dar, asta înseamnă pedeapsă. Argeșanu, du-te pe mărgica aia de pe, din fundul Universului și naște-te tu ca animal, ca aia, ca aia, ca aia. Trăiește tu 300 și ceva de vieți acolo în care mori, ești lapidat, ești sugrumat, ești tăiat, rămâi fără cap, ești tras în țeapă. Îți pierzi copiii, neveste, în toate viețile tale. Ai pedeapsă, mă. Nu că vă spune ceva. Spune un tată nostru să ai înainte de când care era Pax Vobiscu. Aia e pedepsa. Și ăștia 144.000 sunt pedepsiți să vină pe planeta asta. Au fost pedepsiți. Și sunt pe planeta asta. Și sunt pe planeta asta. Mulți dintre ei s-au ridicat. Mulți dintre ei și-au au înțeles, bă, parcă eu nu sunt ca ceilalți. Parcă eu nu sunt ca ceilalți oameni. Parcă nu sunt ca aceiași colegi ai mei de școală. Parcă nu sunt ca aceiași colegi ai mei de clasă. Parcă nu sunt ca aceiași copii. Parcă nu... Băi, parcă au o scamă de pe creier și eu nu le am. Dar de ce sunt așa? Dar de ce sunt altfel? De ce mă simt ca rățuș, ca cea urâtă? Ați avut gândurile astea? De ce sunt eu altfel? În peisajul românesc. Și încă noi stăm bine în peisajul românesc. Eu eram foarte supărat printre a patra că aveam o prietenă și nu mă înțelegea telepatic. Cum adică mă iubește și nu mă înțelege telepatic? Nu puteam să înțeleg treaba asta. Au mai trecut gărgăunii ăla pe atunci. Și am avut toți niște idei de genul ăsta. Bun. De asta e importantă vârsta astrală. Pentru că orice persoană care are vârsta astrală peste 4,5 miliarde de ani, cât are această planetă, există șansa să nu se fi născut aici. Nu toți fac parte din cei 144.000. Pe planeta asta sunt extraterestri, sunt îngeri întrupați cu vârste astrale mari, sunt demoni, sunt alte entități care au evoluat pe alte planete și îi slujesc lui Dumnezeu. Sunt
din alte universuri, versuri. E întreaga îngrămădire. Sunt așa zișii voștri reptilieni. Care sunt cât se poate de bunuri, nu sunt răi deloc. Eu chestia asta cu frica de reptilieni n-am înțeles-o și nu o să înțeleg niciodată. Eu mă înțeleg foarte bine cu Regina Andrei. Eu mă întreb ce se întâmplă că nu o să mai fie Regina Andrei. Ăștia, restul, toți sunt idioți. Da, bătrâna, băi bătrâna, îi aliniază pe toți. Nu suflă nimeni în țara aia. Aia înseamnă putere. La o băbuță l-am văzut și pe amețitul ăla, că era supărat că uite ce timp în care poate să fie lege, adică să moară mă sau dată ca să îl lase pe el. La bătrâna. Deci când o să moară bătrâna, o să fie jad. Da. Și nu mai lande. Mă rog, puțin Dumnezeu. Mai ajută și noi, mai împinge pe aici pe acolo. Mai scăție, mai. Bun. Și 144 de mine. Sunt răspândiți pe toată planeta asta. Din fericire sau din păcate, 60 ceva de mii sunt în țara asta. Foarte mult. Tocmai de asta este nebunia care e la noi. De ce? Pentru că toți vor cum vor ei. Și toți e deștepți. Românii toți e deștepți. Și evident că se produce următorul lucru. Știți principiul ăla cu puntaș în sat decât codaș la oraș? E, noi suntem codaș la oraș. Tocmai pentru că suntem ca și capacitate foarte asemănător. Ne tăiem reciproc aripile. Că eu vreau să fac un lucru și e bun și vine unul care are vârsta astrală mare, dar nu are atâta așa, că n-a apucat să așa și zice nu. Și mi-a tăiat tot. Mi-a tăiat maioneza. Știți că eu făceam asta la mama. Într-o zi, mama, face maioneză, făcea aia acolo, de sărbători. Și zic, facem bărbi că să tai, n-ai cum să mă tai, că... Și începe. Pleacă de aici, tu, zice, că știu că tu ești întors de la țâță și poți. Mi-ai tăiat maioneză. Și nu mai dăm noi. Părintele Pantelimon, la un moment dat. Da? Nu știu ce zice ea la o fată și zic, nu. Cal doar. Și am avut eu. S-a uitat la mine. Bine, el înțelegea că sunt altceva și... Și evident că i-am întors pe dos. Numai așa. Știi, gică contra, ca și copiii. Ești exact ca și copii în perioada de 3 ani. Nu. De ce? Nu vreau eu. Nu are o logică, n-are înțelepciune, n-are... Toată lumea a făcut așa. Încearcă să-și ca gheruțele. Este, doamnă doctor. Știm. Și numai la 3 ani. Și numai la 3 ani. Mai târziu când apare la 40, 50. Dar ce mai nasă? Ați înțeles? Asta înseamnă puterea fără cunoaștere. Adică, cum zicea un Sfânt Părinte, există mintea fără suflet e mândrie, sufletul fără minte e prostie. Bun. Oamenii ăștia au trecut. Lemuria, Atlantida, civilizația actuală. De ce? Pentru că așa a fost pedeapsa. Până la sfârșitul acestei planete, mă, vă dați seama o pedeapsă galactică în care ți se ia divinitatea. Deci, tu ești precum Hristos, dar ți se ia această putere și te vii precum Lazar. Muritor. Tâmp. Care e mai rău? Și că Lazar, după ce l-a înviat Hristos, mergea și se dea cu capul de copaci. Ca să vadă dacă e viu. El trăind în lumea spiritelor și trecând prin pereți, s-a obișnuit cu trecutul prin pereți în alea 3 zile. Și după ce l-a înviat, bang, sunt viu. Înțelegeți cum vine treaba asta? Și Mântuitorul este perfect imaginea celor de aici. El, inițial, nașterea lui, este pentru cei 144 de mii, pentru planeta Pământ. Nașterea Mântuitorului se face pentru cei 144 de mii. N-am zis-o eu, a zis-o el. Oare se cade ca pâinea pe care am venit să o dau, să o dau copiilor, să o dau câinilor? Și s-a mai înainte ca să spune, da, Doamne, dar
Firmitura de la masa stăpânilor mănâncă câini. Bă, Fiul lui Dumnezeu, zice unui om, câine. Cel mai blând om, îi spune unui om, câine. Nu cu intenție de a jigni. Și o să vedeți etapa cu Iisus și Petru. Că Petru, vreau să spun ceva. Bă, erau ciopani, mă. Gigi e mic copil. Deci Petru era mai rău decât Gigi. Vorbesc serios. Gigi e un top. Imaginați-vă că Petru este întrebat. Cine credeți că sunt eu? Și unul spune. Tu ești proroc. Tu ești. Și Petru spune, nu. Tu ești Mesia. Ești Fiul lui Dumnezeu cel care trebuia să vină. Și Iisus spune, ferice de tine, Simeone. Îți voi spune Petru, pentru că tu vei fi piatra de temelie a bisericii mele. Bă, piatra nu vârful, că vârful era doamna Magdalena. Deci el a fost piatra. Pentru că avea credință. Și a înțeles. A simțit. El nu era foarte înțelept. Nu știa multe. Dar simțea. Și a înțeles cine este Mântuitor. Pe același Petru, la un moment dat îi spun, ca să vedeți cât de înțelept era și Petru. Este dat omului să ajungă la Ierusalim, să moară și după 3 zile să învie. Și Petru zice, de ce să te duci la Ierusalim să moară? Nu mai bine, stăm aici, facem niște căbănuțe, trăim bine. Și Mântuitorul, la același Petru, îi spune, înapoi a mea, Satana. Bă, ce înțeleg asta? Petru, viitorul apostol. Deci, bă, nimeni n-a fost sfânt din prima frate. Toți au avut încercări lor. Pavel a fost Saul, a prigonit creștinii. Petru s-a lepădat de Hristos. I-a zis Mântuitorul, înapoi a mea, Satana. Pentru că prin gura lui Petru vorbise la un moment dat cine? Rău. Așa că niciodată. Cum să zic eu? Trebuie să iei totul și să analizezi și să, cum să spunem, să cauți dovezi și etc., etc., etc. Și să spui în ce e în urmă sufletul. În mâna lui Dumnezeu. Ca să fii zilul nu-l pieți. Bun. Deci prima oară Iisus a venit pentru 144 noi. Pentru copiii lui Dumnezeu. Pentru fiii lui Dumnezeu. Pe care le găsiți. În Biblie, cu titlul de fiul omului. Sau oameni, în oameni, în neamul oameni. Bun. A văzut Iisus că nu e recunoscut. Pentru că cei care ar fi din suflet ar fi simțit, l-ar fi recunoscut. Și așa, dar seama că în Israel nu l-au recunoscut. Și că Fiul lui Dumnezeu nu s-au născut toți în Israel. Și ce-i face? Duceți-vă și propovăduiți oamenilor. Da? Duceți-i și căutați-i pe copiii pierduți ai lui Israel. Și că da seama că nu s-au născut între evrei. Și că s-au născut în cealaltă neamă. Și așa au ajuns apostolii să propovăduiască Evanghelia în cealaltă neamă. Tot pentru copiii pierduți ai lui Israel sau 144 de ani. Dar evident că au început oameni care au început să întoarcă oameni la Dumnezeu de pe planeta asta. Care planeta asta, vă dați seama că nu e o planeta lui Dumnezeu, da? Există foarte mulți creștini pe planeta asta. Să vedeți aici. Cât sunt budiști și întoiești și mărturicești și apar n-am de. Vârful credinței. Da? Planeta asta este o, da, o școală. Și e menținut așa tocmai din cauza. Bun. Și a început să progresească Evanghelia. Evident, dacii care au păstrat anumite cum se cheamă? Pentru că aici au ajuns unii dintre ei și au păstrat anumite, să zic, taine. De pe vremea venirii.
au primit foarte ușor creștinismul. Și mă refer la daci liberi, să știți. Pentru că singurii care au rămas daci cu adevărat sunt în partea aia din nord. Unde n-au ajuns romani. În rest, jos, Oltenia, Palestina, legiunea nu știu care, iudaica, deci nu aveau nicio treabă cu daci. Dar în zonele din nord, deci dincolo de lanțul carpatic, n-au ajuns daci. Ăștia, romanii, foarte mult. Eu, să știți, eu sunt roman. Adică, mie Samiță, Geruza, aia de jos, e mai apropiată sufletului decât și amfiteatru, decât eu la Costești n-am avut niciodată. Nici nu bine. Voi poate că sunteți daci. Eu sunt conquistador. Eu m-am început să dărâm. Da? Și să reconstruiesc. Pentru că motivul pentru care s-a îngăduit treaba asta este că trebuie reconstruită. În fiecare moment trebuie reconstruit ceva. Oamenii nu înțeleg că la un moment dat trebuie să dărâm tot ca să construiești. Și se agață cu disperare de lucrurile vechi. Da? Este principiul cum ți analiză cu Pluta. Știți cum e cu Pluta? E așa. Este pila omului care la un moment dat se duce și merge pe calea lui și ajunge la un râu. Și bun, cum trec râu? Păi, fac o Plută. Face Pluta, trece râu și după aia se gândește el, domnule, mi-a prins bine Pluta asta. Hai să o iau cu mine. Și merge cu Pluta în spate. Nu mai are importanță că merge pe râu, pe pământ. Dar el merge cu Pluta în spate. Cam așa și noi. Sunt multe lucruri care sunt vechi, care nu mai folosesc la nimic, dar pe care le păstrăm cu dinții. Unul este și tăiatul porcului, să știți. Tradițiile. Tradițiile sunt foarte frumoase. Dar, sincer, nu văd nimic în spiritual în a merge cu capa. Sau curs. Vezi cuvântul ăla. Deci n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Nici o treabă. Dar poți să mergi toată vara. Cu capa. Deci, ca idee, sunt multe tradițiile astea vechi. Sunt foarte frumos. Trebuie să existe aia în, cum să spun eu, în videoteca satului. E foarte frumos. Nu are nicio legătură nici cu spiritualitatea, nici cu evoluția spirituală. Dar nu. Sunt lucruri pe care va trebui să le schimbați. Nu voi. Și schimbându-le voi, nu o să le mai crea nici copiii voștri. Sunt unele lucruri frumoase, absolut. Colind de la... Dar asta nu înseamnă că trebuie să mergem cu alea, alea, alea. Să dăm mere și mânci acum euro. Chestii de-astea. Bun. Și ajungem. Motivul pentru care a trebuit să vină Mântuitorul. Motivul pentru care a trebuit Dumnezeu să coboare pe Pământ pentru cei 144 ani. Foarte simplu. Spiritele astea sunt mari. Fiind mari, sunt puternice. Fiind puternice, s-au erijat în lideri. Fiind lideri, au început să facă prostii. Pentru că poți să fii lider spiritual, lider religios, deci poți să fii lider politic, poți să fii lider în afaceri și poți să începi să faci prostii mari. Ca simplu, ce prostii poate să facă unul care mătură strada? Nu a măturat-o bine. Da? Dar în momentul în care ești om politic sau general de armată, poți să faci tâmpenii mari, da? Una este să omori și alta este să faci lagări de concentrare. Una este să lupți în, eu știu, un război și alta este să-i aduci pe toți să-i pui la exterminat. Deci să nu. Și atunci s-au produs greșeli mari. Imense. Și spiritele astea au acumulat karme mari. Atât de mari, încât nu-i mai putea salva decât Dumnezeu. El era singurul care putea să ia asupra lui păcatele. Știți care este pila asta? Pila judecătorului care îi dă fratele lui osânda cea mai mare și o plătește el. Asta a făcut Hristos. Ne-a osândit pe toți. Nu Hristos, Dumnezeu. Ne-a osândit pe toți. Și prin Hristos a plătit el. Pentru cine mea. Și vine Dumnezeu și ia păcatul ăsta. Ia păcatul lui. Și deschide o altă etapă. Etapa toți. Bun. Ce se întâmplă cu cei 144?
Se ajunge la sfârșitul acestei ere. Începe alta nouă. Ideea este că ei și-au cam ispășit din vin. Ideea este că mulți dintre cei 144.000 au devenit sfinți. Mulți dintre cei 144.000 au ajuns sfinți de cer 10. Arsenie Boc, Arsenie Papacioc, Vasile de la Poiana Mărului. Băi, sunt trei în România. Numai trei pe care știți voi. Și mai sunt și alții. Am elevi care au ajuns la nivel de cer 10. Care au murit. Ei, ei ne ajută de dincolo. De ce? Pentru că nu se poate altfel. Și atunci, fiecare dintre aceștia sunt special. Motivul pentru care sunteți aici este pentru că sunteți din cei 144.000. Sunteți cu vârsta stare mare. Câțiva dintre voi sunteți și îngerași. Asta e altă problemă. Doar nu trebuie să învățați despre asta. Motivul pentru care sunteți aici nu este pentru că am încercat eu să vă ridic gărgăuri. Că viața o să vii scoate repede. Ci pentru că o să vă dau o temă de gândire. Cine sunteți voi? Știați ceva despre voi și acum vin și vă dărâm tot. Știați ceva despre voi și acum aflați ceva nou. Vreți, nu vreți, va trebui să supuneți eroziunii timpului, testelor, ceea ce v-am spus eu. Bun, se mai întâmplă ceva. Vreți, nu vreți, există spiritele care au murit, care nu s-au ridicat la cer, care au ales să rămână pe pământ, până când unul din ultimii dintre oamenii care vor, pot și trebuie să se nască, se ridică la cer. Se ridică la cer. Aceștia formează ceea ce se cheamă Regatul Shambhala. Și de asta am lăsat leg de Regatul Shambhala. Aceștia și-au lăsat cunoașterea, puterea și harul în acest Regat al Shambhala. Cu intenția ca să ne ajute pe cei care rămân în urmă. De ce? Pentru că e al naibii de greu să te urci. Știți câți oameni au ridicat, au luat păcatele mele că eu, că eu să pot să fiu aici? 4 preoți călugări. Timp de 5 ani. Hello. Asta înseamnă foarte mult, nu aveți idee. Cât au avut nevoie ca să sublimeze toată energia negativă pe care am creat-o eu în viețile mele. Bineînțeles că eu am fost foarte pașnic și firaș și nu am creat foarte mult. Ca eu să pot să cresc. Și motivul pentru care am fost învățat eu și m-am învățat acest preot este pentru că biserica a transformat tot în taină. Biserica, tot ce au aflat nou, ne-a transformat în taină. Au pus bălăriile în cărți și lucruri pe care nici măcar nu pot să înțelegi cum am făcut eu combat chi. Îți spune ceva așa, dar de departe. Știi că nu vrei să spui nimic? Spui. Pe departe. Cine înțelege bine, cine nu. Și rest, s-au ascuns tainele. Așa că nimeni nu mai știe cine e și nici ce caută. Există o pildă. Sfântul Petru cu Iisus. Nu mai știu exact cum e. Dar la un moment dat, Iisus îl întreabă pe Petru. Petru, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Paște oile mele. Petru, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Paște mieluțele mele, să nu știu cum trebuie. Și îl întreabă și a treia oară. Petru, mă iubești? Dar asta nu înțelegea că eu. V-am zis, era mai puțin așa. Zice, Petru, mă iubești? Hai, Doamne, dar n-ai înțeles că te iubesc? El a crezut că... Și îi spune, paște mielușelele mele. De fapt, sunt cele trei etape ale vieții oi. În funcție de vârstă. Are mia, mielușa, mia, oaie. Oaie bătrână. Capră bătrână. Ați înțeles? Și de fapt îi spunea, băi, ai grijă de toți! Că s-au trezit și copiii acestei planete și vor să întoarcă la Dumnezeu. Sunt și ăia care sunt în zona intermediară și și ăia bătrâni din punct de vedere astral. Și tu trebuie să-i înveți pe toți, pe fiecare la nivelul lui. Numai ca să nu vă mai spun preoții. Că de ce să vă spună că există vârstea asta are oameni unde când omul. Da, eu mă, nu știu. Unii știu, dar unii nu știu. Bun. Ideea este în felul următor.
cu asta închid. Da, de fapt, trebuia să termin cer cu asta, da, asta e. Și spune Mântuitorul așa. Dumnezei sunteți și fii ai celui prea înalt, dar ca oamenii muriți și ca una din căpeteniu cădeți. Și mai spune Eminescu ceva, care era un tip deștept și era un acces în lumea de dincolo. Hiperion ce din genunis răsai contreagă lume. Nu cere semne și minuni, ce n-au nici chip, nici nume. Tu vrei ca oamenii să fii, cu ei să te aseameni, dar piară oamenii cu toții s-o naște iarăși oameni. Ei doar au stele cu noroc și prigoniri de soartă. Noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moartea. Așa că, vreți, nu vrei? Vreți, sunteți fii de Dumnezeu și vreți, nu vreți, o să trească să face ceva pentru asta. Vreți, nu vreți, o fac în pasta pisică. Sau fie de fost. Bun. Și după asta o să începem cursurile. Da? Facem o pauză de 10 minute.